Cine mă împar oleuțul? Bună ziua, ce pregătiți aici cu domnițul? Fac niște pregătiți. Mamă, cine dai de înțeles cu ciupercile astea? Nu știu. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ce se întâmplă cu acestea ciuperci? O dăm în mămăligă și în rânză? Da. Păi da, dacă amestec cu pui, o altă rețetă pe care nu știe nimeni. Foarte o rețetă frumos, inventată. S-au venit și pe la noi. Și acum a inventat cu tunița o rețetă rânză cu nașa, cu mămăligă, cu rânză, cu pui. Da. Păi ce să fac? Fac și eu, fac alte invenții. Păi de-abia așteptăm cu tunița atunci. Da, chiar sunteți curioși de invenția mea să vedeți cum arată. Da. Hai să vedem. Să vedem ce gust are invenția. Da. Eu cred că e o invenție foarte bună și o să iasă foarte gustoasă. Păi atunci să-i dăm drumul. Da. Cu pregătirea, ștocăm niște ceapă. Nu știu, avem un ardei foarte mare. Asta este invenția mea. Direct din grădină, de la... Vedeți cum arată rânza. Vreau să fac rânză amestecată cu carne de pui. Asta a fost o invenție de-a mea și aș vrea să încercați și dumneavoastră această rețetă. Să vedeți cum o să iasă cel și mai bun. Și sperăm că o să iasă gustoasă, sperăm. Gustoasă, gustoasă, eu garantez. Deci eu, prieteni, vă zic pe vlog, adevărul, o să-i dau nota după cum e gustul. Da. Adică nu că e vlogul și să zic 10, 10. Da, stai să vezi că o să zic... se pară rău și o să-mi dai o notă foarte bună. O să zic nota și directă. Tu, și tu și naș împreună. Da. Și nașa și deci dacă e nota de 5, 5 zic. Da, stai să vede, Uțu, ce mâncare o să iasă de aici, ce tocăniță cu ciupercuțe, cu mămăliguță, cu brânză, o să pregătesc o tavă așa frumos. Ardeiul direct din grădină, de la bucătarul. Vedeți? Da, de la noi din grădină. Avem grădina în partea aia, acolo. Am zis că dacă a venit nașa și cu nașul, am zis să le servim și noi cu ceva bun. Așa, cu o invenție de o... de un gulaș țigănez de-al nostru. Să bagule eu aici, am uitat, leu, să o ars oala aici, cratița, să zic. Mai bag. Destul de mine, dacă îi mai bag eu. Fac și un morcov, am zis să iasă tocana asta, că dacă am promis că o să iasă așa gustoasă, barem să mă țin și eu de promisiune, na? Promis, promis. Uite aici stânsă și eu așa, nu mai vede. Căles ceapa cu morcovi, știi, ca să dă și culoare așa la mâncare, că de la morcov se îngălbenește așa uleiul. Cătălin vrea să fac un pui la cuptor cu cartofi, cum a făcut și el. Nu mai. Am zis, hai să fac eu o invenție pe care n-a mai făcut-o nimeni. Pui amestecat cu rânză de... Cum ar veni pui amestecat cu carne de porc. Da. Da, să vedeți ce leuțul... Eu te-a sfătuit să renunți la rânză și să lași decât pui. Nu, nu, păi cum? Mi-ai stricat toată combinația atunci. Nu știu. Thank you.
Vreau să iasă mâncarea asta cât mai bună și cât mai repede. De-aia mă grăbesc. Mă juliez la deget. Așa și cu răzătoarea asta mea e cam vai de mamă și de... O să fac un morcov aici la pălit. Practic, asta să știți că e foarte, foarte bine, dă gust la mâncare, că este din tuci. Să gălbenește de la morcov. Bună ziua! Să rămân! Uite, uite nașa cum am făcut morcov pe răzătoare. Am zis că... Da. Dă bine. Pune și ceapă, că trebuie să vezi ceapă. Și ceapă. Bag tot cu ceapă. Da, da. Două șepe am făcut aici. Aurul, vedeți nașa cum stă? Ia uite aurul pe jos. Aruncat. E prea mult naș, e prea mult. Și stă așa aruncat. Prea mult aur. Aur. Ce? Unde să vină? Să fac un capace. Păi aia o pune maică mea la traperie. Ce la ta mai l-am luat pe ele? Ce să le pun la traperie? Ce e bani? Bădiță! Da. Am și eu altura cu bicicleta. Care? Tu poți să mergi pe biciclă? Da. Și ai venit pe ea? Da. Și nu-i dai și lui pe lantă, mă. Păi mai funcționează? Păi cum să nu? Uite, cere bani de la bunicul tău și vine și ia bicicleta. Da, da, dacă are ghidonul rupt, vrei să-l vezi în cap. A, bă, 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 nu poți să-ți iei o bicicletă bună? Tragi tu pe taică tău ăsta, că nu are bani. Cum? Ia tragi la vitre, la taică tău. Și bucă de aceea, să dau un cap cu ea, pus tu pe față, tare. Păi lasă-mă, ți-o dă pe aia lui Aveche. Nu e rupt ghidonul. E sus pe coșet. E bucăți? Nu, mă, el zice că e să... Nu știu, deschid la sudura aia, știi? Pentru că roata lovește în ghidon. Și e frânată de toate. Eu ți-o dau, dar să o studiezi, o refaci. Bă, trebuie să bagi mulți oameni. Bă, ce spune la oameni, ce mănânci tu? Lasă-mă, bucătăi. Șoncă. Ceapă. Ia, ea întreabă ce mănâncă mama sa de așa frumoasă de ei. Umbra 5 ani de zile cu ea. O, a ieșit, dar m-a zis patroana. O, zis, da, știu, de unde știe ea? Știe, păi, dacă tu ai zis că ești copilul lui, nu ești tu de vină. Ce-ai făcut cât? Ți-am zis? Că atâta bagă pe zi 100 și ceva de robe. Da, are spicelele albe, păr. Păi de la praf. Construcții, sparge. A. Suprafație. Uf. Te-a rupt, Gioane. Nu de spate. Ce faci, mă? Dar ai băgat la robe, păi nu... Mi-ai zis tu că 100 și ceva de pe zi garantat. Minim 100 de robe. Dar ați terminat și a doua cameră sau? Nu, am terminat holul, da. Unde face baia, da. partea exterioară, da. Eu cu pisa, cu... În fine, am treabă, mă rog. Așa? Nu știu cum o cheamă. În fine, nu mai contează, da?
totul în regulă. Plus tavanul pe holul. Dar n-ați intrat în camerele alea întâi, următoare. No. Tavanul le-a dat jos? Tot! Păi ești nimun. Atât era. Sau? Vezi că ai praf pe nările respiratoare. Lasă, du-te, bagă-te la, la duș. Ia-ți haine de acolo și bagă-te la duș. Hai. Vezi să nu folosești apa, să nu folosești șampon, să nu folosești... Băi, atunci la ce intră în duș? La ce intră? Să nu folosești apa. Să-și facă prezența că e în baie. Da, să prezent. Nu, nu, nu filmez. Aaaa, ce vrei, oare, să ne speri? Ia-ți mă un suc și taci în gură. Ia! Bălmășire. Ia, de ce? Ia, Ioane, banii tăi. Ia că n-ai țigări, lasă, lasă că-i dai. Bă, când iei salariu, atunci tot salariu, grămadă, Ioane. Ia-ți mă un suc și taci din gură. La sfârșit de lună, când iei salariu. Ia, bă, că eu... Face minuni. Sâmbătă iau și eu. Ce ești? Vreau 3 milioane și mate. Păi până sâmbătă, ia că n-ai țigări. Eu ți-i dau ție împrumut ăștia care mi-ai dat. Ca să ții țigări, ia. Nu mă lasă. Lasă că îi dau. Lasă, te rog. Nici nu n-aș auzi. Dă-și mie 50 de lei. Îți dă, îmi dă. Păi nu mai are 50 de lei. Păi de om, îmi dă pe toți, te-ai văzut. Vezi? Ai văzut? Ce? Da, uite, mi-a dat mie 5 lei, nașul 30 de lei. Da, și lui... Da, Ionuță. Lui tati ce ai dat? Sâmbătă ia cașcavalul. Nu așa am vorbit cu țiganul. Că sâmbătă îi face plată tot. Bagă-i acolo, Iane, lasă-ți. Lasă la tine, ia-ți tu țigări, bă. Lasă ai țigări, că mâine te duci la muncă și n-ai țigări, știi? Așa e. Omul ăla nu poate să dă țigări. Ai lui Victor. Păi cu o țigancă de la al lui Victor. Lasă țiganca, bă. Ia copil, Doamne, ferește mai că Doamne. N-am văzut în viața mea. Să te ia pe cine ca copil? Bă, nu, se iau copilul de la Victor că a, lasă, nu mă interesează. Ce nu mai vorbi pe vlog ce fac alții, să zic, cadea, cadea. Bagă-ți bani acolo în portofel, că vezi că pe aici azi lume multă, nu se știe. Le cerdim. Telefonul de ce nu lăsa aici, că le-ai umplut tot de praf. Uite, praf în boxe. Păi lume multă, lasă portofelul pe aici. Telefonul la el, stai. Ăsta. Ai, Iorică. Bagă acolo. Îți iei țigări ca să ai pentru mâine la lucru. Și eu vin la muncă. Altă casă mare. Altă casă mare, mamă. Eu sunt aici la muncă, mă. Da. Ioane, intri la duș, tot, spălare bă, totală, cap, tot. Ioane, ia-ți, hai și du-te la duș, hai. Hai, du-te. Hai, spălare totală. Stau un pic. Lasă-mă să respir, dă-i și lui o cafea. Nu, du-te spală, te rog frumos. Te sper că, uite, sunt oameni, suntem aici cu toți împreună. Și ieși după aia, bei cafea, faci ce vrei tu. Hai, du-te, ca să te relaxezi, că ești obosit de la muncă. E bine, dai drumul apă fierbinte pe tine. Beau cafea și după aia. Hai bine, du-te mă, fă-i cafea. Lăsă că se descurte. Dă... Zic să dăm o ciucăla care e bună. Ce să explici? La doamne, la domnișoare, poate vrea să încearcă rețeta asta inventată de mine. Să nu încercați. De ce vorbești? Ah, să încercați, glumesc. Uite, acum am pus și eu aici, aici am ardei gras, pun, am călit ceapa și morcovul și cu bulionul am pus acolo. Știți că eu așa pun bulion prima dată. Hai, punem tot grămadă. Tot. La grămadă. La grămadă, să eu nu fac așa cu porția. Eu și ciupercuțele le pun acum. Mă, încet că arunci pe mine. Nu. Mereu ai aruncat bulion pe trainingul ăsta. Pun și ciupercuțele totodată. Pun și cărnița. Să știți că eu am opărit un pic cărnița de pui. Că eu așa, eu cum fac mâncare, eu opăresc. Am opărit și rânza. Uita și rânza opărită tot. De școală. Dau cu totul acum o dată, că eu așa fac mâncare. Fierbe o dată și gata. La grămadă. La grămadă cu tot. Uite, aici avem ciupercuțele de om. Trebuie să mai iau eu cu lingura. Stai că am lingura asta mai mare. Așa. Uite așa tot aici pun, pun toate ingredientele. Tot și puiul. Am pus un pui întreg aici. Dar cred că e mâncare suficient de multă.
Da, știți cum e că se strânge cărnița când se repărește. Bagă și rânza. Asta e, nici a grăbi. Mai crachița asta chiar că e bestială. Dacă noi tot am lăudat-o, acum s-a răzgândit nașul, ne cere înapoi. Doamne, să nu-i treacă vreo idee de asta prin cap să, să ceară oala înapoi, cratița asta, să zic. Să zic că cu tuința ți-am lăsat-o destul, îmi dai cratița înapoi, că tot am lăudat-o eu că această cratiță face mâncare foarte gustoasă. Uite, pun și rânza totodată. Totodată le uțu că și asta trebuie să fiarbă. Bine că am mai fiert-o eu. Am dat un cloc, o două apă fiartă. Fierbe și eu în timpul când fierbe și puiul, fierbe și rânza. Așa. Toate ingredientele, prietenule, bag odată. Sunt secrete toate ingredientele. Da, le-am pus odată toate. Dar se mai adaugă un ingredient care este secret, care nu se zice, adică acel ingredient se folosește numai la mâncărurile tradiționale care este adăugată rânză. Da, care? Este un ingredient foarte secret. Foarte? Da. Nu mai spune-l dacă știi ce e. E o buruiană care numai în categoria rom o știe. Da, Leuțu, așa e dreptate, Leuțu, nu mai spunem secretele, Leuțu, te rog frumos. Și folosim și sare bolovan. Hai mă, Leuțu, acum mă dă duș de gol să bagă lumea sare bolovan în mâncare. Și mai este un ingredient, dar nu se mai zice acela. Să mai bag eu o țână apă frânt, să fiarbă odată și noi am treabă. Oala asta, chiar că cratița asta, să zică, nu oală. Cratița asta chiar că este... Chiar e bestială. Uitați câtă carne a intrat aici și câte ingrediente și ciupercuțele și ceapa și tot. Așa. Haideți, prieteni, că o să revenim când este mâncarea gata. Da. Mergem înapoi la bucătar. Piper și boabe de... Piper, foi de dafin. Da, da, foi de dafin. Piper măcinat, piper boabe. Mâncată. Mâncată. Da. Și ce m-am gândit eu acolo? Să nu-i treacă lunașul prin cap, să ne ceară cratița înapoi. Oh. Am văzut că cam tot ai lăudat lunașul, e cam pe gândul să o ceară înapoi. Bună. Ce zici, nașule, ne mai lași nouă până... Nu, o lasă, o lasă. Până lasă, mai lasă-mi eu. Ne-o lasă vara asta. Uite, facem acolo la ceaoane, la alea, la sobiță. Păi dacă tu tot ai lăudat-o că mâncă cratița aia, face mâncarea gustoasă. De câte ori ai făcut tot arde mâncarea aia? Să știi că cratița aia tot arde. Să prinde, să prinde mâncarea. Trebuie să o iau cum a pus la țara la mine de foișor și îmi trebuie cratița. Hai mă, nașule, ce-ți veni acum să ne iei cratița? Da, 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 da. Bine, prieteni, hai că vă las să revenim, vă dorim multă sănătate, Doamne ajută la toată lumea. Dacă în caz dispare cratița, vă anunțăm. Să știți că e la Marian. Hai, la revedere. La revedere.